Bună, Johan, vă salută! În acest videoclip o să vă arăt cum se poate repara o bucată de lemn care are noduri sărite. Aici deja am plantat o bucată de lemn. Aici a trebuit să fac eu acest cep. Dintr-o bucată de lemn am cioplit, am prelucrat, astfel încât să intre în acest loc unde a fost un nod. Înainte de a pune adeziv aici, este indicat să curățați locașul pentru că este rășină și trebuie să fie lemnul curat. O să folosesc adezivul pe care îl fac eu, l-am prezentat pe canalul meu, este un adeziv făcut din rumeguș și adeziv. Este un adeziv foarte, foarte puternic. O să las să se usuce. Și atunci vin cu un fierăstrău și tai bucățile astea jos, șlefuiesc și lemnul este gata pentru montaj. Sper că o să vă fie de folos acest videoclip. Am făcut acest videoclip pentru cei care nu știu acest lucru. În următorul videoclip o să prezint o sculă electrică. Sper să o prezint în următorul videoclip. Johan vă mulțumește și vă dorește o zi super faină. Puteți să vă și abonați dacă doriți la canalul meu. Oricum vă mulțumesc.